Bună, bine ați venit la un nou pre-vlogmas. Astăzi este sâmbătă. Carolina este împremergător, dar nu are stare, nu stă deloc. Am încercat să fac curat în dormitor și în baie, am reușit. Însă cu chiu cu vai, pentru că stăteam și mă uitam doar la ea. Carolina nu are stare deloc. Am rămas datoare, de fapt, v-am spus în pre-vlogmasul trecut că am să vă arăt ce am cumpărat din Pepco și ușor-ușor să ne apucăm să facem câte ceva handmade. Astăzi, nu știu dacă vom reuși să facem ceva handmade, am să încerc pentru că sunt singură cu Carolina, iar Carolina nu are stare absolut deloc. Încerc să fac și curățenie în același timp, să filmez și pentru voi. Trebuie să și gătesc. Însă acum vreau să vă arăt ce am cumpărat. Întâi am să încep cu articolele pentru Carolina, pentru că pe 8 decembrie face 10 luni și vreau să-i fac poze. V-am spus eu acum câteva vloguri că vreau să-i fac poze în decembrie. Lângă brad cu luminițe am să mai caut eu idei pe Pinterest și o să-i facem poze. I-am luat un set de body, unul pe roșu și unul pe crem cu reni și cu fulgi de zăpadă. Însă nu știu cu care o voi îmbrăca, cred că cu cel pe roșu o voi îmbrăca pentru poze și cred că apoi cu acesta. Și totodată și pe 25, tot cu acesta, pentru alte poze. I-am mai cumpărat aceste șosetuțe super, super frumoase cu Moș Crăciun. Voiam inițial să cumpăr dress, însă nu am găsit. Voiam ceva cu Moș Crăciun și am găsit acești ciorăpei super, super frumoși. Și voi folosi pe aceștia pentru poze. I-am luat și o cordeluță cu urechi. Deci am cumpărat aceste fundițe. Aveau mai multe culori, însă mie acestea mi-au plăcut, mi-au atras atenția. Mai avem aici o față de masă, însă este din aceasta pe care o poți pune doar pe mijloc, pe mijlocul mesei. Să văd când mai ajung în Pepco, vreau să-mi cumpăr și o față de masă și mai am să mai cumpăr câte ceva. Caro? Carolina? Mai am să mai cumpăr câte ceva, însă să văd când ajung în Pepco. V-am spus că am cumpărat câte ceva pentru handmade, am cumpărat și aceste globulețe pe care le putem personaliza noi. Să vedem când le vom personaliza, tot zilele acestea, însă nu promit. Se prea poate să le decorăm în luna decembrie. Am aici o față de pernă, mi-a plăcut foarte mult, pe roșu cu steluțe aurii. Avem aici ceva de pus în brad, însă eu vreau să facem o coroniță handmade pentru ușa de la intrare în apartament și cred că le voi pune pe acestea acolo pe coroniță și voi mai cumpăra când voi merge în Pepco pentru că aș vrea să pun și în brad 2-3 din acestea. Avem aici și șervețele pentru masă. Carolina, avem aici și șervețele pentru masă, albe cu fulgișori argintii. Și aici încă un pachet cu șervețele pe care scrie Merry Christmas. Stați un pic, a venit Carolina și trebuie să mut astea. Am cumpărat și o stea pentru brad. Nu știu dacă am să o folosesc pentru că deja am o stea pe roșu. Să văd cu ce se potrivește pentru că am foarte multe globulețe colorate. Roz, mov, argintiu, auriu, roșu și vreau să văd cu care va merge cel mai bine. Mai avem aici încă o crenguță de brad.
Și pe aceasta o voi pune pe coronița pentru ușa apartamentului. Și v-am spus, când voi mai merge în Pepco, voi mai cumpăra altele. Aici avem luminițe pe care le-am cumpărat din Pepco, dar le-am desfăcut eu. Acestea, le avem pe acestea și pe acestea micuțe. Pe acestea micuțe cred că le voi folosi astăzi, dacă voi face astăzi ceva handmade. Vreau să le pun într-un bol frumos cu zăpada aceea pe care am cumpărat-o din Pepco, pe care v-am arătat-o ieri. Și am cumpărat și baterii. Le vom pune în acel bol și vom face ceva foarte, foarte frumos. Mai avem aici un lanț din acesta pentru brad și un set de globulețe stil diamant. Mi-au plăcut foarte mult, le-am luat și abia aștept să începem să împodobim bradul, pentru că nu mai am răbdare. Cred că curățenia generală o vom face pe 29 și pe 30 luna aceasta și pe 1 decembrie decorăm prin apartament, împodobim bradul și tot ceea ce mai este necesar pentru așteptarea Crăciunului. Cam atât am avut eu să vă arăt. Atât am cumpărat din Pepco, plus globulețele de ieri, MOV, pe care vi le-am arătat, zăpada artificială și brăduleții aceia doi pe verde. Carolina, vedem ce reușim să mai facem. Cred că mă apuc de gătit. Nu știu ce să gătesc. Cred că voi face, Carolina, cred că voi face o tocăniță din piept de pui, pentru că alte idei nu am în momentul de față, dar cred că voi găti puțin mai târziu, pentru că Nicu este la muncă și eu, de obicei, când sunt singura acasă, nu gătesc. Prefer să mănânc ce găsesc prin frigider. Cred că, de fapt, nu știu, să văd ce voi mânca și eu. Bun, deci asta am avut să vă arăt. Acum vreau să mă apuc să fac curat aici pe blatul meu de make-up, pentru că sunt în dezordine și aici vreau să schimb foarte puțin, să iau Pampers și Carolinei, să-i duc în dormitor să văd dacă am loc unde să-i mai pun și să pun din cărți aici pe blatul din mijloc și sus să-mi las advent calendarul, machiajele celelalte și mai avem să facem acolo sus, pentru că este dezordine și poate reușim să facem și aici curățenie. Mâine va fi o zi de foc, de fapt două zile de foc, pentru că Nicu pleacă două zile cu munca și eu voi rămâne cu cea mică acasă. Mâine de dimineață la 6 are plecarea, așa că mâine de dimineață mă voi apuca să fac baklava și să vedem ce voi găti pentru mine, cât cea mică mai doarme, cât timp voi avea. Astăzi treacă meargă, dar mâine vreau să gătim. Imediat aduc trepiedul, vă pun pe trepied și ne apucăm să facem curățenie aici.
facem ceva handmade. Am spălat acest borcanaș, acest bol. Am vrut să fac ceva rotund aici, dar nu mi-a ieșit. Facem ceva handmade cu ajutorul acestui bol, cu ajutorul acestor globulețe de liniară, cu acestea pe care vi le-am arătat și ieri, cu un con de brad, cu un brăduț micuț, cu instalația pe care v-am arătat-o alineauri și cu fulgii de zăpadă. Haideți să punem întâi fulgii de zăpadă. Aici înăuntru. Așa. Vom adăuga întâi de toate, cred că, instalația. Am aici bateriile. Gata, vom pune bateriile. Cred că mai reușesc să pun. Și știți ce cred că trebuia să fac? Trebuia să pun ăsta jos, sub zăpadă artificială. Și da, nu mai reușesc să pun ăsta, să îl voi lăsa așa. Ia să vedem aici. Văd că este destul de lungă. Wow, este super, super lung. Cred că voi mai cumpăra una. Să o agățăm pe aici, prin bucătărie. Cred că da. Am să încerc să bag ăsta sub zăpadă artificială. Cât de drăguț! Nu pot să cred. Voi încerca să-l las doar aici, unde avem acesta de închis. Sau, ba nu, cred că-l voi lăsa afară. Dar este super mare, nici nu mi încape în ăsta. Da, este super, super mare, așa că este destul de greu. Voi mai cumpăra una din Pepco. Însă stați așa să înfășor eu pe brad. Dar nu-i găsesc capătul. Ah, uite. Da, Caro. Thank you.
Așa, acum vom pune brăduțul. Dar întâi de toate să aranjăm un pic să facă. Așa. Conul de brad și câteva cred că inimioara o voi pune aici în spate pentru că este destul de mic bolul, mă așteptam să iasă altfel, să fie un pic mai mare, îmi imaginam eu. Însă nu are nimic, este destul de frumos și așa. Ce e, Caro? Luminițe. Gata! Ce e? Gata! Cu siguranță voi mai cumpăra una, pentru că este destul de lungă și, sau două, cred că voi cumpăra. Este destul de lungă și pot să fac foarte multe din această instalație. Haideți să vă arăt și rezultatul final de mai aproape, din față. Așa arată. A ieșit super, mie îmi place, doar că ar fi vrut ca bolul să se spargă rotund. Doar că nu a ieșit așa cum voiam eu. Însă îmi place foarte mult. Vom face zi de zi câte ceva handmade. Mă duc și eu să îl așez pe masa, nici nu știu unde exact. Mă gândeam să-l pun pe masa din living, însă mă gândeam să fac altceva pentru masa din living, tot cu fulgișori din aceștia. Vedem atunci când voi mai face ceva handmade. Am terminat acel bol de făcut. Acum vreau să ne apucăm să gătim, pentru că Nicu ajunge la ora 4 și vreau să gătesc. Carolina, vreau să fac o tocăniță din piept de pui.